Gările din capitală au fost luate cu asalt de studenții care au revenit din vacanță. Aceștia au fost înarmați cu sacoșe, valize și genți doldoră de mâncare. Am trecut foarte bine, mi-a plăcut, dar a fost cam scurt. Ar mai trebui câteva zile. Ce ați adus? Cozonac, deja dulciuri. Eu știu că acasă. E greu să revenim la ceea ce a fost mai înainte. Ce v-au dat? Cârnăciori de coastă. Și cei care au mers în vizită la rude au revenit acasă cu gențile pline cu bucate. Coleșei, o trăgături, am ne-a dat și ușoare, și greine, și de gâscă, și păsculițe, și vin, și răchiu de țară. Ne-am встретили с родными, с близкими, были на кладбище. Дали творог нам, масло дали, эти пасочку нам дали. Dacă în zilele obișnuite la gara de nord din capitală sunt înregistrați până la 3.000 de călători, în perioada sărbătorilor pascale, numărul acestora a crescut până la 15.000 zilnic. Pline rutierele într-un capăt, dar în a doilea capăt plecăm goi. Toți vin de acum de la țară, pe o săptămână, două, păi nu mai pleacă acasă. În ultimele două zile, traficul a fost mai intens și pe traseele naționale. În apropiere de satul Peresecina, raionul Orhei, trei mașini s-au ciocnit. În urma accidentului, nimeni nu a avut de suferit.